Vorbim despre răceli, că este sezonul lor, au cam început. Nas care curge, strănut, dureri și roșu în gât, tuse, chiar febră. Ce să fie? Răceală sau gripă? Peste 400 de virusuri pot afecta aparatul respirator, așa apare viroza respiratorie sau răceala, cum îi spunem popular. Copiii pot avea până la 10 episoade pe an de infecții respiratorii, adulții până la 4. Suntem contagioși în primele două zile de la apariția simptomelor. Putem infecta practic orice persoană cu care venim în contact sau care pune mâna pe o clanță infectată sau pe un alt obiect și apoi, fără să se spele, duce mâna la nas sau la gură. Ce este de făcut? Ne ajută antibioticul, dar leacurile băbești. Aflăm acum! Cum ne putem feri de răceală, de gripă? Este sezonul infecțiilor respiratorii, în primul rând respectând câteva norme de igienă. În primul rând să nu mergem, și în special cu copii, în locuri supraaglomerate, în mall-uri, pentru că acolo este o concentrație mare de persoane și de bacterii și de virusuri pe metru pătrat. Deci copilul se poate îmbolnăvi foarte ușor. De asemenea, atunci când este răcit, îl ținem acasă și la școală îl învățăm să regulile de igienă, respectiv atunci când tușește, când strănută, să-și pună mânuța la gură, să folosească batista de unică folosință. Este foarte important să se spele pe mâini înainte de a mânca sau după ce a strănutat sau a tușit sau după ce a folosit în comun cu ceilalți copii diferite rechizite. Tot în această perioadă este bine să ne hidratăm corect, sucuri naturale, dar și ceaiuri. Ceaiuri care ne hidratează și ne vitaminizează și ne mineralizează din surse naturale. Care este diferența între răceală și gripă? În esență, amândouă sunt viroze, deci afecțiuni date de niște microorganisme numite virus. Răceala este o afecțiune mai ușoară, iar gripa este o afecțiune mai gravă, care poate duce la complicații. Amândouă au simptomatologie asemănătoare. Dacă răceala banală se manifestă prin ușoare dureri în gât, înfundarea nasului, rinoree, deci scurgeri nazale, apoase în general, gripa se manifestă prin simptomatologie mai importantă, de exemplu febră, tuse, dureri musculare, și durerile în gât sunt mult mai importante decât cele generate de virozele banale, deci răceala banală. Ce este de făcut? Cum ne tratăm? Ne ajută antibioticul? În general, și atât răceala cât și virozele se tratează cu medicație simptomatică, deci adresate simptomelor. Nici una, nici cealaltă nu se tratează cu antibiotice, pentru că virusurile nu răspund la tratament antibiotic. Vom folosi antibioticul doar în cazul în care apar complicații. Complicații care pot fi sinuzite, otite, bronșite, pneumonii. În acest caz și doar la indicația medicului vom apela la antibiotice, pentru că aceste complicații sunt generate de bacterii. Bacteriile care vin ca oportuniste, deci ca un invitat neinvitat, neașteptat, vin datorită scăderii rezistenței generate de viroză. Atunci, în cazul acesta de complicații bacteriene, vom folosi antibioticul și doar în cazul în care medicul indică acest lucru. Bine ar fi ca în această perioadă în care răcelile nu ne lasă să evităm spațiile închise și aglomerate, să ne spălăm cât mai des pe mâini și să ne întărim imunitatea, vitamina C ne ajută în acest sens. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată, să avem cu toții la mulți ani sărbătoriților și petrecere frumoasă.